știi pe aia de la Dinamo cu Jean Vlădoiu și cu Florentin Petre? Mai știu dacă e chiar așa, dar pe undeva așa e când a venit Petre odată, eram la Săftican și a venit Petre odată, mama era rupt de o buselă, deci nu putea să stea în picioare. Și zic, bă Petre, bă Florentine, cum ziceam noi Petre, ziceam, bă Petre, ce-i mă? Bă, zice, bă, m-am pus naiba să mă duc cu Jean Vlădoiu la vânătoare. Păi ce-i făcut, mă? Păi m-a luat Jean cu vrăjeală, cu maicul la vânătoare, nu știu ce, că m-am dus la vânătoare, am crezut că mă duc și eu să vezi ce trag și un iepur pe acolo, că ce era, m-am zis, hai, că n-am mai făcut niciodată, poate încerc și eu și acum Jean ce a făcut, știi? Nu știi? Da, bilingiu, mă. A luat Jean, mă, Jean avea așa 7.000 de pistole, era, zice că e Rambo. Și, era haiduc, da, Jean. Da, și avea lunete, nelunete, avea cuțit, lamă neagră, ne-a chemat o dată pe la el și ne-a arătat tot arsenalul. Am zis, mamă, dacă avea venit să la Dinamo. Și ne-a zis, mamă, ce bine că ne jucăm pe același post. Și l-a luat pe Petre și acum Petre s-a așteptat, stai să ne dea și eu o pușcă, un cuțit, un arc, ceva ce avea Jean pe acolo și ce-i de... Scoate o cască cu frunze. Știi, avea crenge așa care ieșea din ea. Și eu zice, Petre, tu e asta. Și pune-l în cap, ce să fac? Și, frate, du-te mai încolo și ghemuită. El când stătea ghemuit așa, ieșea casca cu frunze. Să nu-l vadă vreun animal care trece confundat cu unde ăsta. Și zicea, băi, da, și zicea, și cum o și? Păi zice, Jean stătea acolo și zicea, Petre, iau la fugă. Și el, bam, pleca și prind, să știi, să-i sperie vânatul. Să fugeau ăia, ghemuit, și Jean îi lua, pam, pam, bravo Petre, game, uite. Și așa Petre vreo 7 ore la vânat. A fost și el la vânătoare. Venit, da, a făcut 4.000 de antrenamente, a zis lumea Cornel, mister, i-a mister, sunt rupt, cred că am alegat 8 km la vânătoare cu Jean și nu mai sprinturi. Da.